Profesorul de istorie de la școala din Brădeni este acuzat că a lovit cu pumnii și palmele un elev de clasa a 6-a. Părinții copilului spun că profesorul nu este la prima abatere de acest fel, iar pe lângă loviri, jignește elevii. Profesorul de religie este și el acuzat de ieșiri violente după ce a dat cu o bancă de pământ și a strigat la... O parte din comercianții care vând în piața mică sunt nemulțumiți de felul în care se desfășoară licitațiile pentru tarabe. Aceștia spun că reprezentanții primăriei nu verifică actele depuse de comercianți, iar unii dintre ei fac fals și uz de fals pentru că se folosesc de un tertip financiar pentru a demonstra că au mai mulți bani în cont. Cei de la primărie nu fac anchetă în acest caz pentru că au transmis petiționarilor că reclamațiile lor nu sunt întemeiate. În ultima săptămână au fost mediatizate două bătăi sângeroase în municipiul Sibiu. Un tânăr a fost înjunghiat pe strada Școala de Not din oraș, imediat după ce a ieșit dintr-un magazin alimentar. Autorii au fugit imediat de la fața locului, fiind căutați de poliție. Apoi, într-o benzinărie din cartierul Lazaret, o altă faptă asemănătoare a avut loc. Un bărbat din Cisnădie a fost nopit în bătaie și împuns cu un cuțit de trei indivizi. Principalul agresor se află acum în arest la domiciliu. Agresiunile par să nu se mai termine, iar asta fiindcă un nou eveniment violent a ieșit la iveală. În aceeași benzinărie din Sibiu a avut loc o nouă bătaie, de această dată la finalul anului trecut. Trei persoane s-au luat la bătaie și s-au trântit la pământ lângă pompele de alimentare. Polițiștii și procurorii cercetează acest caz.